reflector regional. Dar neavând la cine să ne plângem, la cine să ne adresăm? O emisiune unde nu vă prezentăm incendiar. Deci nu se poate ca stația asta să mai funcționeze la noi aici. Vă prezentăm realitatea. Fiți alături de noi, alături de Apolonia TV. Bun găsit la o nouă emisiune Reflector Regional. Astăzi îl avem invitat alături de noi pe Părintele Preot Pavel Alexandru Radu, care ne va prezenta unele probleme despre mediul înconjurător, suspinul creației, aici undeva, nici nu știu unde suntem. Părinte, ne puteți spune unde ne aflăm? Ne aflăm, așa cum am promis în emisiunea trecută, suspinul creației, pe fundul unei mări. Unii au să spună că e o nebunie la înălțimea la care suntem, la altitudinea la care suntem, dar într-adevăr, acum 15 milioane de ani, aici era fundul unei mări. Practic, suntem la rezervația paleontologică de la Repedea. Pentru cei care cunosc mai puțin Iașul, le dăm un punct de reper, Releul, de sus de la Repedea. O rezervație paleontologică deosebit de importantă pentru știința românească, dar, în primul rând, o bogăție patrimonială pentru noi ieșenii. După cum vedeți, pe acest fund de mare sarmațian se găsesc o acumulare de calcare. Noi, pentru un profan, li se pare niște simple stânci, dar dacă ele sunt privite mai cu atenție, vor vedea o mulțime de inserții de scoici. Aparține unei mări aflate pe aceste locuri acum 15 milioane de ani, Marea Sarmațiană, care încetul cu încetul s-a retras și datorită mișcărilor tectonice și fundul acestei mări s-a mai ridicat. Rezervația paleontologică de la Repedea este o rezervație deosebit de importantă pentru știința românească. Aici, prima dată, marele profesor Grigore Cobălcescu a scos prima lucrare de geologie din România, calcarul de la Repedea. Un calcar oolitic, deci cu foarte multe scoici, și pentru cei care, haideți să spunem, se pricep un pic în domeniul geologiei, pe două structuri ale Basarabianului, un subetaj al Sarmațianului, pe perioada Miocenului Mijlociu și a Pliocenului, deci o perioadă situată între 5 milioane și 15 milioane de ani, pe aceste locuri, pe fundul acesta de mare, s-au depus o mulțime de scoici, care mai târziu au fost cimentuite de calcare și de către gresii. Ce este rău, dureros pentru noi ieșenii, e faptul că acest loc, după cum veți vedea în imaginile pe care colegul nostru operator le va lua, este un loc aflat în prag de degradare. Părinte, totuși, dacă avem așa bogăție aici pe care o putem exploata, de ce nu se îngrijește nimeni? Venind încoace, n-am văzut niciun semn, un indicator. Tocmai de asta am spus, nu știu unde ne aflăm. Ce am putea noi să extragem din această bogăție pe care o avem aici lângă Iași și de ce foarte mulți nu știu despre acest lucru? Este o vorbă la noi în poporul român că copilul care are mai multe moașe rămâne cu buricul netăiat. Teoretic, rezervația, din punct de vedere administrativ, aparține de Comuna Bârnova și ce este deosebit de important în prelungirea acestei rezervații paleontologice, pe aproape 4,9 hectare, rezervația în sine științifică, și cu o zonă tampon de 38 de hectare, în prelungirea acestei rezervații se găsește o zonă de protecție avifaunistică de la pădurea Bârnova și poate puțin știu dintre ascultătorii noștri, o treime din speciile de păsări din România se găsesc în această area de protecție. Teoretic, rezervația, din punct de vedere științific, este protejată de către Academia Română, mai avem Agenția de Protecție a Mediului, mai avem Garda de Mediu,
mai avem tot felul de structuri în cadrul prefecturii, Consiliului Județean, toți răspund de această rezervație, dar după cum vedeți, mizeria este la ea acasă, este lipsa civilizației, dar și o responsabilitate a administrației. Pentru că cetățenii când vin, lucrurile care le au, încearcă să le depoziteze undeva și n-au unde. Nu veți vedea niciun fel de tomberon, nu veți vedea niciun fel de indicație, decât un panou pe trei sferturi acoperit de verdeață la intrare, dar la care nu înțelegi mai nimic. Și ceea ce câteodată pe mine mă întristează este faptul că profesorii, școala, nu-i aduce pe tineri aici, pentru că avem și disciplina de biologie și cea de geografie, nu-i aduce aici să le predea în aer liber lecții de științele naturii și mai ales lecții de ecologie, iar tinerii să participe la ecologizarea acestei zone. Acum când am aflat câteva informații despre această zonă, ce să transmitem pentru autorități, pentru tineri, cum a spus dumneavoastră, care încă nu au fost aici să ia cunoștință despre acest spațiu? Un singur mesaj. Iubiți natura, iubiți creația lui Dumnezeu. Și pentru ca să fiu în spiritul învățăturii creștine, am să citesc numai un verset din cartea facerii din Geneză. Apoi a zis Dumnezeu să mișine apele de vietăți, ființe cu viață în ele și păsări să zboare pe pământ pe întinsul tăriei cerului și așa a fost. A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape și toate ființele care mișună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor și toate păsările în aripa după felul lor și a văzut Dumnezeu că este bine. Și le-a binecuvântat Dumnezeu și a zis, prăsiți-vă și vă mulțiți, umpleți apele mărilor și păsările se mulțească pe pământ. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua a cincea. Totuși, părinte, am o întrebare. De ce este aleasă această zonă ca fiind o zonă de protecție și nu altă zonă, având în vedere că, după cum a spus dumneavoastră, această mare se întindea până la Munții Urale? În primul rând, avem un afloriment la vedere și suntem pe marginea Podișului Moldovenesc, iar ce se vede în spatele nostru este câmpia moldovenească. Podișul Moldovenesc, pentru cei care merg cu mașina, se întinde pe un areal care a cărui fundație ajunge până la Soroca, Hotin, pe malul Nistrului. Iar în sud, dacă știți, la Tecuci, la podul de la Cosmești, este Podișul Moldovenesc, acel mal foarte înalt. Este o curiozitate a naturii care dă farmec României noastre, o țară bogată și în resurse naturale, resurse peisagistice și în resurse, să spunem, spirituale. Insist, părinte, deoarece mulți ieșeni, și mă refer aici tineri ieșeni, cred că nu știu ce bogăție există aici, nu știu despre acest aspect al frumuseții și al bogăției pe care o avem aici. Pe vremuri aici erau și niște, pe vremuri, zic înainte de 1989, erau și niște piste de alpinism cu câteva grade de dificultate. Și oamenii care ieșeau la plimbare, hai să nu spunem chiar la picnic, erau ajutați, erau sprijiniți de autorități prin instalarea unor puncte speciale în care ei trebuiau să campeze. Avem o resursă deosebită și este păcat să o distrugem și când zic păcat, nu mă refer numai la faptul că oamenii suferă, dar este și un păcat în fața lui Dumnezeu că ne batem joc de această creație deosebită a Lui. Bună ziua, mă numesc Apostol Aghiradu și am ales să-mi aduc băiatul în rezervația naturală Repedea, dorind să-i arăt copilului și frumusețile înconjurătoare ale Iașului, fiind aici în rezervația Repedea, putem observa straturile mării care au fost cândva din preistorie și
permanent încerc să îmbunătățesc educația copilului și prin a-l aduce în natură și a-i arăta cum evoluează viața în jurul orașului nostru. Încurajez și îndemn pe ceilalți tătici singuri care au grijă de copii, de băieților sau de fetițelelor, să-și aducă copiii în natură, în toate zonele din afara Iașului, unde copiii au de învățat, de a realiza că nu numai KFC-ul și McDonald's-ul sunt lucrurile cele mai importante din viața lor. Recomand autorităților locale ca dealul repede să fie mai mult mediatizat și promovat în toate agențiile de turism din România și nu numai. Avem un potențial foarte mare educațional asupra copiilor și mi-aș dori ca și părinte, copilul meu să învețe mai mult despre Iași, despre zona în care locuim și natura care trebuie păstrată și menținută cât mai vie și mai proaspătă, pentru că aerul ăsta îl respirăm și noi și copiii noștri și nu numai. Ce părere aveți de lumânările și mizerile care se aici? A fost un ritual? Ce s-a întâmplat? Bănuiesc că într-adevăr aici s-au petrecut niște lucruri nu numai ortodoxe, având în vedere că suntem și într-o zi destul de importantă, Ziua Crucii. Nu este nimic ortodox aici, din punctul meu de vedere. Ortodox în niciun caz nu-i. Orice altceva, dar nu mai ortodox. Da, nu știu, păcat că nu sunt autoritățile locale, nu se implică. Poliția, mă refer aici, zona nu este patrulată niciodată din niciun echipaj de poliție. Bine ar fi să se investească puțin în zona asta, mai mult. De altfel, există un singur indicator spre satul Bârnova, ceea ce nu indică și rezervația naturală. Repedea. Doar cei care cunosc și știu din trecut, cunosc denumirea de rezervație, de istoria acestor grote și acestor forme de relief. Cei tineri din generațiile ultimele generații nu cunosc absolut nimic despre această zonă. Totuși aici găsim și turiști, chiar veniți din alte zone ale țării. Bună ziua! Bună, vă rog frumos să vă prezentați și de unde sunteți? Da, sunt Nicoleta din Timișoara. Cu ce ocazie ați ajuns aici în această zonă? Îmi place foarte mult. Eu aici m-am născut, dar sunt la Timișoara de la 4 anișori și mă atrage locul ăsta ca un magnet, așa. Știți aici unde ne aflăm? Da. Din Buciu m-am urcat sus la deal prin Pietrărie, noi, în sat, acolo locuiește mătușa mea și ne-a zis că aici sus e un platou superb de unde putem vedea Iașul de sus. Sunt niște grote chiar aici, am venit să le vizitez. Pădure de pini care îmi place foarte mult, e aer curat și ne simțim bine. Așa, după cum se poate observa, aici pe fundul mării observăm și urme de foc, au făcut focuri aici tinerii sau persoanele care au trecut pe aici, s-au lăsat și înscrisuri pe piatră, după cum se poate observa pe tavanul, dacă putem spune așa, al grotei, se vede mult fum. După cum ați observat, sunt și părinți care își îndeamnă copiii să vină să analizeze și să observe frumusețile noastre, dar din păcate nu avem încă o cultură care să ne ajute pe noi să fim civilizați acolo unde mergem să vedem frumusețea naturii, să lăsăm și curat în urma noastră. Observați haine, sticle, doze de bere, mizerii care pot fi,
strânse și puse într-un coș, dar din păcate nici acesta nu există, măcar am plasat undeva aici să fie unde oamenii să-l poată-l duce. Părinte, am oprit aici, acum când am fost pe fundul mării, am oprit într-un alt loc, drag ieșenilor, și tot în emisiunea anterioară noi am promis că vom pune și o întrebare pentru telespectatori, pentru concursul nostru, să vedem ce primim, ce răspuns o să primim. Dar înainte de aceasta, aș vrea să ne precizați câteva aspecte în legătură cu acest cadru, cu această zonă de poezie. Poezie. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. Scria Eminescu acum mulți ani în urmă, când venea cu prietenul său Ion Creangă peste drum la Trei Sarmale, știut fiind faptul că profesorul Micleș construise aici în Bucium o casă, o locuință de vară. Bucureștenii spun că plopii fără soț ar fi la ei, că poezia fusese dedicată Cleopatrei Poenaru, fiica pictorului Leca, de pe strada Comete, actuala căderea Bastiliei. În 1973 erau aici inventariați 23 de plopi. S-au mai făcut niște lucrări, de exemplu, mai încolo este un pârâu Vămeșoaia care a fost regularizat, dar asta a făcut să scadă nivelul apei freatice și, după cum știți, dragi telespectatori, plopii trăiesc în zone umede. Ei sunt adevărate pompe vie ale naturii, au nevoie de apă. Ori scăderea nivelului freatic a dus încetul cu încetul și la uscarea multor astfel de copaci. Întrebarea noastră pentru concurs este: câți plopi sunt la ora actuală? Așa, după cum se poate observa, în preajma plopilor fără soț s-a instalat un șantier unde gunoaiele și mizeria sunt la ele acasă. Avem un capac unde vecinii de alături spun că aici au căzut niște persoane. Nu este montat la locul lui. Nimeni nu știe cât va dura acest șantier. Este de aproximativ o jumătate de an să află aici. Încercăm să discutăm cu personalul care se află aici, dar aceștia refuză. Plopii sunt abandonați, nimeni nu ia nicio măsură în ceea ce privește toaletarea lor, îngrijirea lor și eventual plantarea altor plopi. Acest spațiu, care putea să fie un loc de joacă pentru copii, este un conglomerat de moluz și pavele, scânduri, copaci tăiați, tot ce se poate, cât să arate mai urât, într-un loc de poezie. Avem lângă noi un cetățean care locuiește în această zonă și care ne poate prezenta mai multe detalii în ceea ce privește acest șantier. De când este acest șantier amplasat aici? Șantierul de anul trecut, prin septembrie-octombrie. Dar părerea mea, nu este instalat prea bine aici. Înainte era un loc de joacă, veneau copii, veneau părinții cu copii, se jucau. Era iarbă verde, acum, după cum vedeți, numai gunoaie, numai toate împrăștiate. Nici gardul ăsta nu era înainte pus, l-au pus de curând, intrau cu tractoarele pe aici. Dar acești copaci, cum sunt? Am înțeles că a fost cândva un incident. Chiar acum de curând, dacă îl vedeți pe ăsta aici,
a căzut o creangă mare. Au venit, l-au tăiat, dar cum vedeți sunt o grămadă uscate care pot cădea oricând, la prima vijelie sau prima vânt mai tare, primul vânt mai tare. Se vede totuși aici mașinile, foarte parcarea. E foarte aglomerat, este o parcare aici publică, dar parcarea asta, toată lumea care vine intră acolo la restaurant, adică un autocar, de exemplu, dacă poate veni cu turiștii, nu are unde parca. Părerea mea aici era cel mai bine să fi fost o parcare pentru turiști, pentru locul ăsta mai curățat, că cum vedeți numai gunoaie sunt pe jos, numai fiecare mănâncă și aruncă, nu prea este întreținut cum ar trebui să fie. Este păcat, pentru că este un loc de poezie, un loc unde Iașul se poate mândri. Noi ieșenii aici putem atrage turiști care să vină. Foarte mulți turiști vin, dar nu au unde să parcheze și din cauza asta, părerea mea, pleacă așa cum vine. Nu există inscripții unde să demonstreze că ce avem aici? Nu există. Nu există, e foarte aglomerat. Nu există nimic. Credeți că autoritățile ar trebui să se implice mai mult în această activitate de a scoate în evidență acest loc? Părerea mea, da. Ar trebui să implice cineva. Așa cum se poate observa, plopii dispar unul câte unul, fie tăiați, fie se usucă, iar în locul lor nimeni nu plantează niciun plop. Păcat de acest spațiu de istorie, acest spațiu de poezie, unde noi ieșenii putem veni să ne recreăm. Dar, din păcate, după cum se poate observa, un plop se află dincolo de gard. Dar mai important este că el deja a fost tăiat jumătate din el. Se așteaptă, probabil, încet, încet, ca să dispară de tot. Totuși, ne revine sarcina nouă ca să prezentăm aceste frumuseți care există cel puțin aici în Iași, care nu sunt valorificate, nu sunt prezentate. Și ne revine sarcina de a transmite un mesaj atât autorităților publice locale, cât și profesorilor universitari, profesorilor din școli, care să aducă tinerii și aici. ONG-urilor, pentru că avem o mulțime de ONG-uri care răspund de protecția mediului, cu toții, printr-o împreună lucrare, să punem în valoare această bogăție pe care Iașul o are. Deci, vă invităm împreună să valorificăm ceea ce avem pentru binele nostru, pentru ajutorul nostru și pentru a lăsa o moștenire tinerilor noștri. Urmăriți-ne în fiecare joi la ora 17:30 pe Apolonia TV. Reflector regional. Dar neavând la cine să ne plângem, la cine să ne adresăm, o emisiune unde nu vă prezentăm incendiar. Nu se poate ca stația asta să mai funcționeze la noi aici. Vă prezentăm realitatea. Fiți alături de noi, alături de Apolonia TV.